Bună seara, sunt Soada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. 6 angajați ANTA, unul de la Ministerul Economiei și administratorul unei companii de transport au fost reținuți în această dimineață de ofițerii CNA și procurori, fiind bănuiți de corupere pasivă și abuz de serviciu. Un accident violent a avut loc în urmă cu câteva ore în Peresece, în remorca unui camion s-a desprins și s-a izbit într-un autoturism. Șoferii prinși că butonează telefonul în trafic vor fi amendați cu 1200 de lei, iar cei care nu acordă prioritate pietonilor cu 1500 s-a decis astăzi în Parlament. La 2 zile după incendiile care au făcut 82 de morți și 187 de răniți, inundații de proporții au lovit Grecia. În unele zone din Atena, apa a depășit un metru. O persoană, printre care 6 angajați ai ANTA, unul de la Ministerul Economiei, dar și administratorul unei companii de transport, au fost reținute în această dimineață de către ofițerii CNA și procurori în urma unor percheziții. Acestea sunt bănuite de organizarea unei scheme, prin intermediul căreia funcționarii își promovau propriile companii de transport. La ce ați fost? Nu vreau cum CNA și procurorii au făcut perchezițiile la stadiul ANTA dis de dimineață. Aceștia au ieșit din clădire cu mai multe cutii, unde potrivit lor sunt probe, iar 6 angajați au fost reținuți. Este vorba despre un șef de direcție, 2 adjuncți și 3 inspectori. Descinderea au fost și la Ministerul Economiei, unde a fost reținut un consultant. În izolatorul CNA a ajuns și administratorul unei companii specializate în transportul de pasageri. Cei 7 sunt bănuiți de organizarea unei scheme prin intermediul căreia funcționarii administrau mai multe curse de transportare a pasagerilor prin persoane interpuse. Ca să le facă loc pe piață, aceștia ar fi exercitat presiune asupra șoferilor și agenților economici, estorcând lunar câte 20.000 de euro pentru a nu le retrage autorizația sau pentru a nu-i supune controalelor. Cu acțiune de urmărire penală. Ulterioare detalii vă adresați la centru de presă a procurorului. Au fost deschise mai multe cauze penale pentru corupere pasivă și abuz de serviciu. Reținuții au fost escortați la sediul CNA pentru audieri. Ministrul Economiei a venit cu o reacție în urma perchezițiilor de astăzi. Kiril Gaburici a cerut celor de la ANTA ca cetățenii să nu aibă de suferit din cauza reținerii inspectorilor, însă nu a pomenit nimic despre reținerea consultantului de la minister. Responsabilii de la ANTA nu au fost degățiți pentru comentarii. Săptămâna trecută, 12 persoane au fost reținute într-un dosar de corupție după ce procurorii au făcut percheziții la gările auto din 9 raioane, inclusiv la Chișinău. Un accident violent s-a produs astăzi în apropiere de Peresece, în remorca unui camion s-a desprins și s-a izbit într-un autoturism. Femeia care se afla la volan a fost transportată în stare gravă la spital. Potrivit ofițerului de presă al inspectoratului din Orhei, într-o curbă, remorca s-a desprins, a ajuns pe contrasens, lovind în plin mașina la volanul căreia se afla femeia. În urma impactului violent, ea a rămas prinsă între fiare. A fost nevoie de intervenția salvatorilor. Grecii se zbat între șoc și indignare după incendiile devastatoare care au luat cel puțin 82 de vieți. În plus, aproape 200 de persoane au fost rănite și nimeni nu știe nimic despre alți 40 de oameni. Echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori în zonele mistuite de flăcări și pe mare. Και δεν ξέρω, δηλαδή, φωνές, ιστερίες κλπ. Γιατί βλέπανε ότι ερχόταν η φωτιά. Το φαίνονταν και με την κατεύθυνση του αέρα. Ήδη μύριζε πολύ, ήδη είχε μαυρίσει. Flăcările s-au împrăștiat rapid, favorizate de vegetația uscată și de buteliile de gaz din casele de vacanță. Supraviețuitorii sunt bântuiți de tot ce au trăit. That was my worry, that was because I had lost my son 2 years before. So I have his 2 children and I said, oh God, I cannot... I have strength to say I'm going to live and we are going to be saved. Mati, un orășel de vacanță aflat la 30 de kilometri de centrul Atenei, a fost transformat în scrum în doar 20 de minute. Oamenii povestesc că din casele lor nu a mai rămas nimic după tragicul incendiu. Everything just burned. The flames were everywhere. I jumped from the flames and we went to the port here in Mati. Everyone was screaming. I saw a person that was dead. My house, my things, my clothes, my life, everything is burned.
Nothing. You can only see sticks, nothing more. Not even walls. Nothing. Just ashes. Acum în Mate, soldații duc la bun sfârșit o misiune dureroasă. Ei verifică locuințele în căutarea unor eventuali supraviețuitori și victime. Intră chiar și în casele care par întregi, fiindcă se știe că multe dintre victime au murit intoxicate cu fum. Un tată disperat a povestit cum și-a căutat fiicele gemene la morgă, la spitalele de legiune și la secția de poliție. Însă, din fericire, le-a recunoscut în imaginile dintr-un program de știri local. Potrivit ultimului bilanț, în urma incendiilor au murit peste 82 de persoane, în jur de 187 au fost rănite, iar alte 40 sunt date dispărute. Everything and my dogs and my cats that I couldn't save and the other people that I couldn't save. Printre cei decedați este și un irlandez care era în Mati în luna de miere. Soția sa a fost rănită. Autoritățile au fost acuzate că au intervenit lent și că nu au existat planuri de evacuare care puteau fi puse în aplicare rapid. În plus, unii hidranți nu funcționau. Serviciile de urgență elene se resimt după ani mulți de austeritate în care s-au descurcat cu bugete mult reduse. Un procuror de la Curtea Supremă desfășoară o anchetă pentru a oferi populației o concluzie. Potrivit presei elene, patru indivizi au fost interogați fiind bănuiți că ar fi pus intenționat focul ca să facă loc pentru construcții noi. O altă cauză ar fi ridicarea ilegală a imobilelor. Astăzi, după două zile de pârjol, în nordul Atenei au căzut ploi torențiale care au provocat inundații. În imagini se vede cum șuvoaiele mătură totul în calea lor, iar mașinile sunt luate pe sus. Au fost inundate zone dintr-o suburbie de nord a capitalei elene. Într-o parcare din Marusi, mai multe vehicule au ajuns sub apă. Autoritățile le-au recomandat șoferilor să evite zona și au închis un drum secundar. Un post de salvatori și pompieri care va deservi 19 localități din Hâncești, dar și din România, a fost deschis astăzi la Leușeni. Va deservi satele din preajmă, inclusiv și satele de peste prut. Incendii nu sunt prea multe, însă, având în vedere că este traseul național, aici sunt foarte multe accidente rutiere. Clădirea care a început să fie construită încă în 2013 este una modernă. Imediat la știri vedeți cu ce echipamente este dotată. Criticat de ONG-urile media, cât și de deputații din Parlamentul European, noul cod al audiovizualului a fost votat astăzi în lectura finală. Socialiștii au cerut excluderea documentului de pe ordinea de zi, deoarece este unul scandalos și abuziv. Autorii insistă că au respectat toate procedurile legale, iar documentul va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019. Propunem scoaterea acestui proiect. Proiectul este unul scandalos și el majorează amenziile pentru mass media. El simplifică procedura de suspendare și retragere a licenței. Ceea ce este un abuz nu a fost tradus în limba de stat. Să faceți cunoștință cu acele expertize care sunt absolut negative. Experții din cadrul Consiliului Europei au scris negru pe alb că unele prevederi pot duce la abuzuri juridice și de drept. Propunerea a fost respinsă de majoritatea deputaților care mai târziu au și votat noul cod cu votul a 56 de deputați. Nu le convine că noi am revenit la clauzele ce țin de propagandă. Și luând în considerare cât de mult lor le pasă despre sursele de informare rusești și programele care sunt produse în Federația Rusă și distribuite în Republica Moldova, lor asta nu le convine. La începutul acestei luni, rezoluția Parlamentului European care a anunțat despre suspendarea asistenței macrofinanciare pentru Moldova, deputații de la Bruxelles au cerut celor de la noi să țină cont de poziția presei independente și a ONG-urilor atunci când vor adopta în lectură finală noul cod al audiovizualului. În special, se făcea referire la prevederea care obligă posturile TV să difuzeze minim 8 ore de produs local, dintre care 6 în orele de maximă audiență. Legislatorii europeni se întrebau atunci dacă în condițiile pieței moldovenești mass media vor fi în stare să implementeze aceste cote. În replică, democrații spuneau atunci că nu le pasă de hârtii. În condițiile în care mai mulți radiodifuzori, posturi de televiziune au fost nemulțumiți de unele prevederi și a fost solicitat și expertiza din partea instituțiilor internaționale, era logic ca să ne adunăm încă o dată, să discutăm recomandările, să vedem unde se mai poate de intervenit eventual. Anterior, noul cod a fost criticat de ONG-uri de media care l-au calificat drept un amestec în politica editorială a televiziunilor private și și-au exprimat îngrijorarea că asta ar putea duce la închiderea mai multor posturi. Potrivit deputatului Vladimir Hodineanu, unul dintre autorii proiectului, pentru televiziunile care nu sunt în măsură să asigure produs la autohton
în proporție de 80%, este prevăzută o cotă obligatorie de cel puțin 50% de programe achiziționate din statele membre ale UE și din terțe state participante la Convenția Europeană a Consiliului Europei privind televiziunea transfrontalieră. Un nou cod galben de ploi puternice și vijelii a fost emis în această după-amiază și este valabil până după miezul nopții. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice și vor continua și mâine. Inspectoratul pentru situații de urgență avertizează oamenii să fie prudenți și să nu stea sub copaci sau în zone înalte. Sâmbătă, precipitațiile se vor mai domoli în centrul și sudul țării, iar temperaturile vor crește. Maximele vor ajunge până la 35 de grade și se vor menține pe tot parcursul săptămânii viitoare. Înalt preasfințitul Vladimir și-a făcut o medalie cu numele său și a decorat mai mulți preoți în ziua în care a împlinit 25 de ani de când este mitropolit al Moldovei. Mitropolitul le-a oferit preoților o medalie jubiliară cu numele său. De obicei se ofereau distincții cu nume de sfinți. Solicitat de ProTV, secretarul Mitropoliei, Vadim Cheibaș, a spus că medalii personalizate mai sunt și nu este ceva nou. Salvatorii moldoveni vor trece Prutul pentru a da o mână de ajutor în caz de urgență. O unitate de pompieri a fost inaugurată astăzi în apropiere de Vama Leușeni. Pompierii vor interveni în 19 localități din Republica Moldova și pe o rază de 30 de kilometri în România. Nu întâmplător, clădirea a fost ridicată în preajma șoselei Chișinău-Leușeni, deoarece este o porțiune unde au loc multe accidente rutiere. Clădirea noi unități de salvatori, construcția cărei a început încă în 2013, a fost inaugurată cu mult fast. Bună ziua, domnilor salvatori! Să reveniți! La ceremonie au fost prezenți 10 de salvatori de la Hâncești, inclusiv și cei care vor activa la noua unitate. Unitatea va deservi satele din preajmă, inclusiv și satele de peste Prut. Incendii nu sunt prea multe, însă, având în vedere că este traseu național, aici sunt foarte multe accidente rutiere la care este nevoie ca să intervină la descarcerare salvatorii. La unitatea de la Leușeni vor munci 35 de pompieri care urmează să fie instruiți. Aceștia vor interveni în 19 localități din preajmă. Este binevenit acest post de pompieri pentru că atunci când se întâmplă un incendiu trebuia să vină mașina cu pompieri de la Hâncești și asta dura undeva 40-50 de minute. Ce este foarte binevenit și sunt foarte mândră că localitatea mea a contribuit cu 60.400 pentru construcția acestui post de pompieri și salvatori. Aceste două auto speciale au fost donate de Statele Unite. Șeful unității de urgență spune că pentru început sunt suficiente. Dacă va trebui suplinită sau nu, unitatea cu mai multe mașini nu se cunoaște. Stația va efectua intervenții și în mai multe localități din România pe o rază de 30 de kilometri de frontieră. Pompierii moldoveni vor trece Prutul în baza unui acord bilateral. Este, dacă vreți, o formă minimă prin care putem contribui și noi la securitatea vecinilor noștri. În semn de recunoștință pentru diferite forme în care ne ajută și ei pe noi. Noi știm cum să cheltuim eficient banii bugetari. După ce a înmânat cheia simbolică a unității, premierul a făcut o excursie prin clădire, care este una modernă și dotată cu echipament. Pompierii vor beneficia de o sală de sport, o sală pentru ședință, bucătărie, dormitor, dar și o sală pentru oaspeți. Construcția unității de pompieri a costat 3 milioane de lei. Banii au venit din buget, dar și de la 13 primării din preajma raionului Hâncești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, o unitate similară ar putea fi deschisă în octombrie la Zina. Criticată de opoziție, reforma fiscală care prevede micșorarea impozitului pe venit, propusă acum două zile de Pavel Filip de la sediul PD, a fost votată astăzi în Parlament. La legalizarea furturilor, eu așa aș zice mai mult, și nu legalizarea capitalului. Este o șarlatanie. Ambasada Statelor Unite deja a reacționat la modificările aprobate astăzi de Parlament. Imediat la știri vedeți comentariul misiunii diplomatice.
Șoferii prinși că butonează la volan se vor alege cu o amendă de 1200 de lei. Dacă vor fi prinși repetat scriind mesaje sau navigând pe internet, vor plăti de 3 ori mai mult. Proiectul a fost votat astăzi în lectură finală în Parlament. O altă modificare la codul contravențional aprobată de deputați prevede majorarea termenului de achitare a amenzii de la 72 de ore la 3 zile lucrătoare și elimină punctele de penalizare. Totodată, sancțiunile pentru neacordarea priorității pietonilor și bicicliștilor au crescut de la 300 la 1500 de lei. Bătut în cuie este și alineatul care interzice lucrările de reparație sau alt zgomot între orele 18 și 8. Gheorghe Petic nu are nicio probă la acuzațiile pe care le aduce poliției de frontieră, susține ministrul de interne. Alexandru Jizdan spune că Petic ar fi scris negru pe alb că nu are dovezi. În replică, fostul polițist de frontieră susține că Jizdan minte. Motamo vă spun. Domnul Petic, în declarațiile lui în cadrul Serviciului Protecției Interne și Anticorupție, a spus că nu are probe. Și asta sunt declarațiile lui la Ministerul de Interne. Eu am o copie a explicației. Fostul angajat al Poliției de Frontieră, Gheorghe Petic, spune însă că are anumite dovezi, dar nu le prezintă autorităților, deoarece nu ar avea încredere. Nu este adevărat cele spuse de Ministrul Interne Jizdan. Nu am scris nicio declarație, precum că eu nu aș dispune de probe referitor la cazul de contrabandă cu țigări. Astăzi, Gheorghe Petic ne-a spus că ar fi fost agresat de 3 indivizi într-o parcare din orașul Ungheni și a depus o plângere la poliție. El a ajuns în atenția opiniei publice după un live pe Facebook în care a vorbit despre contrabanda cu țigări de la frontiera dintre Republica Moldova și România. Acesta a fost audiat pe data de 9 iulie de Serviciul Protecției Interne a MAI, însă nu a prezentat probe. Pe marginea acestui caz a fost deschis un dosar penal. Este oficial, cruzimea față de animale va fi pedepsită penal. Deputații din Parlament au votat astăzi în lectură finală modificările la codul penal, care prevede amenzi de până la 38.000 de lei, dar și închisoare de până la un an. În cazul în care animalul este tratat cu cruzime în public sau în prezența minorilor, amenda se dublează, iar pedeapsa cu închisoare crește până la 3 ani. Până acum, pedeapsa maximă era o amendă de 1.200 de lei. Modificările vor intra în vigoare după publicarea lor în Monitorul Oficial. Ministrul Justiției să vină în Parlament și să explice de ce Ilanșor se plimbă în libertate dacă a fost condamnat acum un an la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul fraudelor de la BEM, iar procesul său de la Curtea de Apel Cahul bate pasul pe loc. Propunerea însă a fost respinsă. Liberalul Mihai Ghimpu s-a arătat îngrijorat de faptul că în curând termenul de prescripție a examinării dosarului va expira, iar Șor va rămâne nepedepsit. La o an de zile de la condamnare, acesta nu este închis, iar dosarul ba este blocat la jumătate de an la jucătăria Buicani, ba judecătorii se autosizează din motive neclare și nu are cine judeca cazul, pentru că într-un final aceasta se ajunge la jucătăria din Cahul. Pentru că, accentuez temați colegi, au rămas doar 11 luni termenul de prescripție. Și Leanșor nu va fi pedepsit. Vicepreședintele Parlamentului însă a catalogat propunerea drept o ingerință în justiție. Nu pot supune votul această propunere, deoarece ar însemna că noi ne amestecăm în, repet, în chestiunile ce țin exclusiv de competența puterii judecătorești. Nu este amestec aici. Noi nu invităm judecătorul sau președintele judecătoriei să dăm indicații. Noi invităm ministrul justiției, care face parte din puterea executivă, nu cea judecătorească, care este membru Consiliului Superior al Magistraturii, și la Consiliul Superior al Magistraturii pot clarifica aceasta. De ce stărăgânează examinarea? E vorba doar de termen. Într-un final, propunerea a fost supusă votului, însă nu a fost inclusă pe ordinea de zi. Domnul Ghimpu, eu supun votului propunerea venită din partea fracțiunii Partidului Liberal. Cine este pentru includerea ordinea de zi a audierii doamnei Victoria Iftodie privind starea dosarului domnului Ilan Șort? Vă rog să votați. Cine este pentru? Voturi insuficiente pentru a include în ordinea de zi. Purtătorul de cuvânt al Partidului Șor a refuzat să comenteze declarațiile lui Mihai Ghimpu. Reprezentanții Ministerului Justiției nu au reacționat deocamdată. Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță, fiind învinuit că ar fi obținut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme offshore. Primarul de Urhei se va afla sub control judiciar până când se va pronunța Curtea de Apel. În februarie 2018, dosarul lui Șor a fost repartizat la Curtea de Apel Cahul, iar până în prezent au avut loc doar 2 ședințe de judecată. Ultima a fost în luna mai, iar următoarea ședință este programată pentru data de 8 august.
Replici tăioase astăzi în Parlament, opoziția critică ultimele propuneri ale democraților privind reducerea impozitului pe venit și amnistia fiscală și le califică populiste și electorale. PLDM a cerut excluderea acestor inițiative de pe ordinea de zi. Propunerea a fost respinsă, iar proiectele au fost votate în două lecturi. Introducerea unei cote unice de impozitare de 12% prin compensarea dublării scutirii personale ar fi o bomboană aruncată electoratului în preajma parlamentarelor, susține opoziția. Așa că liberal-democrații au cerut plenului să scoată de pe ordinea de zi pachetul de legi. Aceste proiecte nu au respectat parcursul procedural, respectiv au fost încălcate prevederile legii privind transparența în procesul decizional. Aici sunt niște lucruri ascunse. Propunerea însă a fost respinsă. Chiar de la începutul ședinței, deputații din opoziție au criticat aceste proiecte anunțate anterior de la sediul Partidului Democrat. Toate aceste trei proiecte trebuie să fie supuse dezbaterilor publice cu atragerea experților. Noi vrem să vedem și părerea celor de la Fondul Monetar Internațional. Astăzi nu cred că putem vorbi despre un pachet de legi care ar fi condamnat de femei. Inițiativele bune cumva le stau în gât oponenților noștri. Experții economici susțin că din cauza reducerii contribuției la bugetul de stat, de câștigat vor avea doar persoanele cu venituri mari. Conducătorii de instituții care au lefuri mai mari de 100.000 de lei se vor alege cu facilități fiscale de 6.000 de lei pe lună. Totodată, administrațiile locale vor suferi pierderi. Municipiul Chișinău, de exemplu, va rămâne cu o gaură de 10% anual în trezoreria orașului. Deputații din opoziție sunt deranjați mai ales de inițiativa ce ține de declararea voluntară a evaziunii fiscale, care presupune că oamenii care aveau bani neimpozitați îi pot liber legaliza contra unei sume de 3% din valoarea totală a mijloacelor deținute. Amnistie fiscală. Nu putem să închidem ochii, bani cel puțin care sunt sub semnul întrebării de unde. Dacă este cel miliard furat, atunci trebuie să-l legalizăm. Ne referim la legalizarea furturilor, eu așa aș zice mai mult, și nu legalizarea capitalului. Este o șarlatanie. Dacă ar citi foarte atent, ar vedea că ea nu se referă nici la un demnitar categoric, nu se referă categoric la conducătorii de instituții financiar-bancare. Noi am văzut că în Republica Moldova toate veniturile și toate casele sunt pe surori, frați, soacre, deci nu este niciun impediment ca cei bani să fie, din potrivă, băgați, să zic, pe ușa din spate și legalizați. De altfel, ambasada SUA la Chișinău a publicat un mesaj în care se arată dezamăgită de adoptarea acestei legi, pentru că ar legitimiza furtul, corupția și ar contravine angajamentelor pe care guvernul nostru și le-ar fi asumat față de partenerii externi. În semn de protest, mai multe fracțiuni au părăsit sala. Primii au fost socialiștii, urmați fiind de liberal-democrați, liberali și comuniști. În cele din urmă, în sala au rămas doar democrații, membrii Grupului Popular European și cei neafiliați, în total 56 de deputați, numărul necesar pentru a avea quorum. Așa că, la dezbatere, autorii proiectului își puneau întrebări între ei. Astăzi au plecat colegii din opoziție și probabil este cazul ca astăzi să-și doneze salariul pentru faptul că nu sunt astăzi prezenți aici să se discute. Să-și doneze salariul în beneficiu cetățenilor. Aceasta este ultima săptămână de lucru pentru deputați. Statele Unite și Uniunea Europeană anunță încheierea războiului taxelor vamale după ce Trump l-a invitat pe Juncker la Casa Albă. În urma discuțiilor dintre cei doi s-a anunțat că relațiile dintre Washington și Bruxelles intră într-o nouă fază. Liderii și-au pus în plan să ajungă la creșterea comerțului și tarife zero. We had a big day, very big. We met right here at the White House to launch a new phase in the relationship between the United States and the European Union, a phase of close friendship, of strong trade relations in which both of us will win. Trump a declarat chiar de la începutul întâlnirii că vrea să ajungă la tarife zero, bariere netarifară zero și subvenții zero pentru bunurile industriale non-auto. Liderul de la Casa Albă a mai adăugat că țara sa va colabora cu Uniunea Europeană pentru reducerea barierelor și creșterea comerțului cu servicii, produse chimice și farmaceutice, produse medicale, precum și soia. La rândul său, Juncker a convenit cu Trump ca Uniunea Europeană și Statele Unite să nu-și impună noi tarife în timpul negocierilor. Recent, președintele american a amenințat cu aplicarea
unui tarif de 25% asupra importurilor de automobile, măsură ce ar afecta atât producătorii europeni cât și cei asiatici, cum ar fi Japonia și Coreea de Sud. SUA a decis că vor aplica de la 1 iunie taxe vamale pentru UE, Mexic și Canada, importurile de oțel din aceste țări fiind taxate cu 25%, iar cele de aluminiu cu 10%. În replică, Uniunea Europeană a introdus taxe suplimentare la o serie de produse americane aduse pe piața europeană. O explozie s-a produs în această dimineață în apropierea ambasadei SUA de la Beijing în urma detonării unei bombe. Doar atacatorul a fost rănit în urma incidentului. Imagini și înregistrări postate pe Twitter și rețelele de socializare arată o coloană de fum ridicându-se din zona unei intersecții aflate în apropierea ambasadei. Atacatorul a suferit răni la nivelul brațelor în urma incidentului și a fost transportat la spital, însă viața acestuia nu este în pericol. Bilanțul morților în urma prăbușirii barajului din Laos a ajuns la 27 de morți și 131 de dispăruți. Câteva sate au fost acoperite de șuvoaie, iar apa a ajuns și în Cambodgia. Încă un cadavru a fost descoperit azi dimineață, adăugându-se celor 26 de decese confirmate ieri de premier. Echipajele de intervenție ajutate de elicoptere și bărci au recuperat pe sinistrați și au transportat în zone sigure. Mai multe țări au oferit ajutor. China a trimis ieri 1000 de salvatori, Japonia a trimis provizii de urgență, iar Thailanda a expediat bunuri de strictă necesitate, precum apă potabilă și medicamente. Barajul hidroenergetic care se afla în construcție s-a prăbușit luni seara, eliberând în jur de 5 miliarde de metri cubi de apă în provincia Tapeu. 6 sate cuprinzând peste 1300 de gospodării în care trăiau aproape 7000 de persoane au fost inundate. Apa din barajul hidroenergetic din Laos a ajuns până în Cambodgia, înghițind 17 sate, unde au fost evacuați 5600 de oameni, casele lor fiind inundate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.